încă de săptămâna trecută, conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina a luat decizia de a limita accesul aparținătorilor către pacienții internați în unitate. Sunt însă câteva secții în care accesul este strict interzis din cauza gripei sezoniere. Începând de săptămâna trecută, am început să limităm accesul aparținătorilor, rudelor, pacienților la noi pe secție, în secțiile ATI, neonatologie, pediatrie, secțiile chirurgicale și boli infecțioase, accesul este complet interzis. Sunt pacienți foarte fragili acolo și o gripă ar putea să îi decompenseze și ar putea să chiar să decedeze din această cauză. Asta nu înseamnă că nu ținem legătura cu aparținătorii. Aparținătorii au voie să vorbească cu medicii implicați la pacienții respectivi, să le dea datele solicitate, dar din păcate pacienții nu, aparținătorii și rudele nu au voie pe secție în această perioadă. Pe celelalte secții este permis accesul, însă în anumite condiții. Dacă în mod normal vizitatorii petreceau chiar și câteva ore alături de cei dragi, astăzi vizitele din exterior se fac numai cu echipament de protecție. Poate intra o singură persoană și doar pentru scurt timp într-un anumit interval orar. Pe alte secții, da, este voie, dar accesul este restricționat. Vizitele se fac numai în intervalul 15-20. Este limitat accesul rudelor, se permite numai o persoană pe pacient și numai cu echipament de protecție, halat, mască de protecție facială, botoșei. Durata vizitei este limitată la maxim 10 minute. În cadrul SJU Slatina, la ora actuală, 40 de pacienți sunt suspecți de gripă. Medicii așteaptă însă confirmarea Institutului Cantacuzino. Pentru a evita îmbolnăvirea, medicul Andrei Ștefănescu îndeamnă pe cetățenii care nu au încă simptome de boală să se vaccineze urgent. Totodată, acesta spune că este indicat să evităm contactul cu persoanele posibil afectate de gripă. Cei mai expuși riscului de a contacta boala sunt persoanele care lucrează cu publicul, îndeosebi cadrele medicale. Cel mai greu este pentru persoanele care lucrează în domeniul public, care au contact cu multe persoane, cum suntem noi, cadrele medicale, prin natura meseriei, ne întâlnim cu foarte mulți pacienți posibil bolnavi de gripă, dar și alte specialități din birou administrativ, de exemplu, care iau contact cu multe persoane și sunt convins că mai există și alte specialități, sunt expuse în special la a face această boală. Deocamdată, la nivelul județului Olt nu s-a înregistrat niciun deces din pricina gripei. La nivel național însă bilanțul este îngrijorător. 25 de persoane au murit din cauza gripei și niciuna dintre victime nu era vaccinată antigripal. România este la un pas de declanșare a epidemiei de gripă.